cum nimeni minte nu are. Da, 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 da. Te-a rupt încheietura? Rupe tot ce stă în cale. Asta se numește Kamasutra, crede-mă. E Cătălin Morușor. Vă rup! Bailando. Păi tu mă filmezi pe mine, eu fac vlogul, știi? Și dacă la final, mai apar și te pui în montaj. Eu fac fix așa, eu fac așa și după aia mă duc eu în partea asta. Un, doi. Acum, un, doi, trei. Salut toată lumea și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sunt aici alături de George Tănase. Salut toată lumea, bine ați venit pe canalul lui de YouTube. Care, bineînțeles, acum s-a întors. Stai să dăm Cuba. Ce zici, bro, Cuba, ești, că nu l-am mai văzut. Bine, frate, uite-mă, cea mai bună forma mea. Mă pregătesc de meci acum. Cât ai slăbit la America? La America? N-am slăbit, da, 5 kg. 5 kg decente. Cât se stă acolo, în general? Emisiunea durează, filmările durează undeva la 2 luni, cam așa. 2 luni. În 2 luni, bine, a slăbit 20 unde am fost eu. Partea altă, da, e mai greu. Dar totuși 5 kg este bine. Da, nici n-aș fi dat mai mult. Și vreau să spun acum că ți-am spus și afară, băi, da. Între tot ce mi s-a părut mie de castingul ăsta care a fost acum, zic, bă, Ionuț Rusu cu George Tănase, ăștia mi se par cei mai tari. E pe foto de la voi? Băi, acum, sincer să fiu, era și greu să-l chem pe Romica Sociu aici. Și era normal să-l placă de noi, că dacă venea Romica aici, nu cred că mergea cu... Hai măi, să-ți dau și eu. Nu, dar sunteți și din noua generație, că vorbeam de noi pe generație și chestii de genul. Mulțumim de suflet, da. E drăguț. Am văzut o fază ca să dă coasă pe America cu pistolul, frate, ce s-a întâmplat acolo? Prima zi, de fapt a doua zi cumva, în Columbia, în Medellin, noi am luat la autostop doi polițiști. Aia am văzut, da. S-a nimerit să fie polițiști, ne-au interogat, aia, dar unde mergeți, dar ce faceți? Pe mașină ne-au tot zis, bă, vedeți că e periculos, nu-i de joacă cu țara asta. Păi da, dar nu, că așa e formatul, noi eram și în prima zi așa de cursă, cum s-ar zice. Nu, că avem echipă și nu știu ce. Păi și efectiv am trecut într-un cartier de drogați. Și iar pe bune, e de drogați, dar arăta ca o scenă din Walking Dead, fix zombie, dacă ai văzut vreodată, care mergeau așa toți. Băi, rău de tot, nu a putut să surprindă camera câte lucruri am văzut noi și probabil nici n-ai voie să dai la televizor atât de mult. Adică pe stradă, vai sufletul lor. Și la un moment dat, cameramanul nu filma, cameramanul era în față, ne filma pe noi, cum ar veni, știi? În spate era un polițist și la volan era celălalt polițist. Polițistul din spate avea trolorul nostru în brațe, că n-aveam unde să-l pune. Și la un moment dat s-a apropiat, eu am văzut că aveam vizibilitatea cea mai bună spre cameraman, știi, stăteam pe partea asta cum ar veni în spate. Văd că se apropie un boschetar din ăsta, bă, și mie mi s-a părut că avea ceva mână. Pe cameră nu avea cum se vadă și niciunul n-am pus să-l confirmasă. Și a vrut să-i facă ceva cameramanului, că geamul era deschis, cald, mă rog, ei nu prea folosesc aerul condiționat, mai mult geamul deschis. Ori a vrut să-i fure camera, nu știu ce a vrut să facă, ori a vrut să-l injecteze, pentru că noi ne-au povestit că mai fac asta, adică ăia spa. Oamenii aia spa, aia nu mai există. Și ăla e cartierul lor. Acolo, în cartierul ăla, ce, nu mai știu dacă ați dat televizor, nu există poliție. Poliția nu se bagă acolo. A zis, da. Așa, poliția nu se bagă acolo pentru că e legea străzii, n-ai cu cine, n-ai cum. Ca să nu vă mai zic, la fel nu mai știu dacă ați dat televizor, dar acolo sunt foarte mulți oameni care au fost doctori, care au avut meserii bune de prin America, de prin Statele Unite, au venit acolo, s-au drogat odată de două, de trei ori ce au făcut ei și au luat-o cealapa, în sensul că au devenit dependenți și au o viață vai de sufletul lor. Noi ne-au povestit oamenii de acolo, știi? Nu mai știu dacă s-a zis chestia asta. Ei, și nu știu ce a vrut să facă, mie mi s-a părut că ăla are ceva în mână, că a vrut să-l injecteze pe cameraman, să-i fure camera. E și momentul ăsta, ăștia, cu așa ușurință, cum dai tu pum, așa au scos ei pistoale. Deci cum faci tu o combinație de 1, 2, 3, exact așa au scos ei pistoalele imediat. S-a văzut foarte puțin pe cameră la acest individ. Și ăsta a fost, și a început să-i bată cu pistol așa. Hai, dai, știi, ca la circulație, știi? Hai, dai. Și a plecat. Eu când am văzut pistoalele, eu am început să-mi pâlpâie ochii. M-am blocat, jur că m-am blocat. Pentru că după, ăsta din spate, știi, polițistul din spate, nu prea avea loc să-și bage pistolul la loc de troller, știi, nu prea putea. Și stătea așa cu pistolul, imaginează-ți că tu ești eu și eu sunt polițist, stătea așa cu pistolul. Foarte puțin s-a văzut, mai puțin decât, era foarte greu să prindă camera, era o înghesuială, mașina destul de mică, era un Logan, culmea, știi, și efectiv se vedea. Da, nu mai de ce am tras. La tot ce am văzut Logan, Sandero, era plin, dar erau de Renault. Ah, okay. Și stătea așa cu pistolul, băi, și la pistol cu bile, când erai copil.
TFR, erai, bă, nu mai ține pistolul spre mine, că poate scapă vreo bilei. Când vedeam așa țeava, țeava pistolului, știi, și mă uitam fix în țeava aia, vedeam așa, parcă tunelul vieții, știi, pot să mă duc direct în încărcător. Și în continuare, după scena asta, polițiștii ne-au zis, e periculos, noi vă lăsăm să plecați, ne sunteți dragi acum că am apucat să vorbim pe mașină 20 de minute jumătate de ori, cine suntem, cum facem, ne-a căutat pe Instagram și așa, e periculos, treaba voastră. N-aveți telefoane să mă sunați sau ceva, n-am. Și ne-au lăsat la 3 minute după ce s-a întâmplat scena cu... Și stai seama că eu când am coborât și treia să zic, hai, face misiune, du-te, caută troller, nu știu ce, eram încă așa, iude, am văzut două pistoale și mi-au zis doi oameni că e mega periculos. Și era mega periculos. Doar că zona aia, părculețul ăla unde am fost noi și am făcut misiunea, era destul de multă securitate. Dar așa a început America Express pentru noi. Cu două pistoale. Asta din cauza lui Rusu, tirar mama lui Adracu, că numai el a cobit. El de acasă zicea, eu vreau pericol, bă, eu vreau să văd pistoale, vreau sânge, vreau pericol. El, bă, da, e gangsterea. Da, el, bă, gangsterea. E, când am văzut pistoale, a, parcă e un pic periculos, parcă nu mi se mai pare așa tare. Camera este încă pe noi? Este. Este. Suntem încadrați bine, nu? Așa, ca să continuăm unde erau, suntem aici ca să promovăm sportul și să zice cu ocazia asta că da, foarte mulți oameni ar putea să se vindece de aceste vicii pe care le au prin sport. Da, trebuie să te-am învățat pe rugia. Nu, să moară viața. Mare priză ce mi-a făcut. O să ne învăț banana split. Banana split, o să vezi. Băi, eu să știi că am soție. Deci... banane n-am, dar o să, așa se numește, da, o să vezi tu de ce, da, okay, o să fie da, surprise. Deci de aici încoace. O să fie crep. Da, da, am înțeles. Nu, între picioare se face asta. Gen. Fac orice cu tine, mică. Pentru okay, banii ăștia fac orice. Să n-aveți încredere, Sparadescu! Așa, dar facem mai întâi niște palmare. Facem, facem. Mă, e la palme asta. Asta e palmare. Ți-o să facem frumos. După aceea facem niște sparing. Vă rog frumos să apăsați butonul de like, dați-ne follow pe pagina noastră Instagram, apăsați butonul de subscribe, comentarii cât mai multe pentru băieți, pentru Ionuț Rusu și pentru George, că au fost acolo și au... Am îndurat. Au îndurat pistoale, așa că... Hai să dăm drumul! Hai să stai în gardă? Ia uite, mă! Deja! Dreptat sau stângaci? Stângaci. Nu, eu de mână sunt dreptaci, dar de piciorul stângaci. Și prefer garda inversă, că să-i duc în eroare pe adversari. Bine, mă! Că-s nebun, mă! Bă, știi, eu de nebunie fac tot ce fac. Ia, bagă unul. Bine, unul. Frumos. Da. Ce vorbești? Păi, pentru asta m-am lăsut. Dar unde l-ai făcut? L-ai făcut cu Andrei? Nu, m-am bătut cu... am avut un episod și noi filmat cu Moroșan. De l-am bătut pe Ionuț Rusu, intrați la noi. Să vedeți. Eu oricum o să pun link-ul. Că o să microbist, microbist în Superliga. Moroșan, care e zic? 1-2. Pau, pau. 1-2, pau, acolo. 1-2, 1-2. Bine, mult, după mine, după mine. Hai, pum. Hai, și, 1-2, 1-2. Pau, 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 pau. 1-1. 1-1. Păi fă după pasă mine, tata. A, după pasă. Pau, pau, acolo, și. Pau, pau. 1-1-2. Pop, pop, pop. Pau, pau, pau. Asta e, și. Pau, pau, pau. Bun. Pau, pau, pau. 1-1-2-3. Pau, 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 pau. Ți-a rupt încheietura, a? Nu, potul. Dacă vrei, dă-i așa. Așa? Dă-te la 90 de grade, așa. A, gata, mă, gata. 1-1-2-3. 1-1-2. Eu trebuie să le fac încerc. Bine, dar ești palmă. Întoarce cum? Să-l întorc. Pa! Hai! Hai! Palmă, palmă, palmă! Bine, mă, tată, ia! Palmă, 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 palmă! Bun! Și... palmă, 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 palmă! Bine, bine, și încă una. Palmă, 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 palmă! Gata, acum ești pregătit pentru banana split. E cu Nutella? Mamă, George. Eu doar cu Nutella vreau banana split. Iar mă faci femeia ta. Că mai făcut-o odată. Am mai avut-o pe cineva care a pus cu Rusu, să știu. A, tot băie. Nu. Înțeles. Deci tu ai inventat peruviana asta, e a ta. Ok, și trebuie să dau culoare. Trebuie să dau culoare. Așa. Iată, te-ai pus pe coate așa. A, am folosit și eu poziția. Dar nu pe mine. Și banana split, acum ai... Ai văzut că ăștia, gen, pe ce să-ți dau exemplu? Pe cabin, da? Așa. Ce fac ei, frate? Se duc frumos și stau lipiți de tine, se urcă pe spatele tău, da? Așa. Ei, și asta vreau și eu să fac, înțelegi? Aoleu. Să bag piciorul stâng, să-ți dau impresia că vreau să mă duc, să-ți bag și al doilea picior aici. Mamă, bagă și al doilea picior!
Vai, mai, am făcut-o în copilărie pe asta, măi, aia, cu dicăluții, nu? Nu făceai? Nu. Nu. Dar eu acum, dacă băga piciorul stâng, mai poți să-l bag pe al doilea, că tu să te prinzi cum ar veni, știi? Și o să pui cotul ăsta aici. Nu mă, cotul, așa, pui cotul aici. Ce mai poți să fii cu ăsta, vezi? Mi-e greu. E, și ce o să fac? Eu observ că ți-am blocat piciorul ăsta aici. Mi l-ai blocat rău, că mă și doare. Da? Așa? Bun. Cum ți-am blocat eu piciorul ăsta aici, George, fii atent. Mă duc pe spate, iau piciorul. Mama, m-a făcut! Fii atent. Ma! Vezi, da? A, deci ăsta e banana split. Noe, aici ajung în cald slice, se numește. Asta se numește Kama Sutra, crede-mă. Am văzut-o eu, că am citit-o toată. Așa. Și de aici... Am văzut eu poziția asta. Și am mai văzut-o la câini, la încârligare, că fix așa stăm. Bun, de aici, uite, dacă-ți faci schema asta de aici frumos și mam! Stai puțin... Nu știți că se rupe tibia? Ba da, ba da, ba da, bon, simt. Fii atent, dar nu-i vorba despre asta în momentul ăsta. A, nu? Nu, George. Acum ai cu Nutella? Ai grijă, că dacă tragi tare ca la, ăla, ca la chiropractor, cum îi zice? Fii atent, acum te prinde piciorul ăsta frumos. Mam. Și vin aici. Ua! Da? Și fii atent. Bă, gata, 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 gata. Ce știți că se rupe? Că tot, gata. De unde, de la inghinal? Băi, ai grijă că asta e modalitate de colonoscopie, ascultă. Treaba ta dacă vrei să ieși curat din sala. Nu, dacă mai pune o dată să mordă, nu iese. Ai și mâncat ce m-a greșit. Ah. Grecesc? Greșit. Vai bă, băiatule, astea se făceau în evul mediu. Când îi prindeai pe dușman pe otomane, așa le făceai banana split. Și acum ne cazanine. Bagi piciorul ăsta. Acum îți bag eu piciorul. Exact, stai. Și ui, acolo, cârlig, exact. Mamă. Bun. De aici te duci, ia uite. Doare pe mine și eu fac schema. Așa. Cu ambele mâini te așa. Duci pe lava piciorului meu în spate. Stai că te țin eu de aici. Dar aici? Ce era piciorul, bă, că n-ai treabă cu ăla. Nu cu ăla? Nu, cu stângul. Aici? Ăla, da, și cu mâna aia cealaltă. Păi n-a... Așa, și acum te lași în spate. Dar tragi. Ah, stai că mi s-a pus un junghi. Mi s-a pus un junghi pe aripioară. Nu pot să respire, ești nebun, m-au accidentat singur. Trage de picioare și lasă-te pe spate. Hai, acolo. Asta e bun. Așa. Ei, ia uite. Ce ți-am făcut-o? Păi stai. Simți că se rupe? Acum, nu. Da. Puneți piciorul așa. Așa. Aici, exact. Da. Și acum prindem piciorul ăsta. Aici și prinzi priză și... Bă, nu ține și piciorul ăsta, de bunul, că tragi de-aș și mi-l rupi. Așa. Prinzi aici priză. Așa. Nu priză de-asta, de împărțiști. Aaa, frumos. Da. Da. Ia, prinde mai sus. Așa, și acum tragi de piciorul ăsta și împingi de celălalt. Ia uite-mă cum îl despic în două. Da, mai mult ar trebui. Oh, gata, stop. Bun, George, asta este banana splitată. Vai, ne-am mirosit fundurile care niște căței. Păi, ce o să trecem, am făcut o banana split cu Nutella, acum o să mergem direct la sparing. Dă mâna. Ce dai? A, așa funcționează sparing? La tine? Nu că te ești golan. Nu că eu... Ce era toată trecută, ți-am făcut ceva? Da, m-ai urcat pe pereți, nebunule. Da? M-ai băgat pe peste tot pe corzi. Nu te mai țin, nu eram în corzi atunci. Uite aici sunt corzi. Știi că vine Vali Michelie acum pe mine. Hai. Mi-ai dat și un șpiț. Dă mâna cu mine. Bine furtuna. Eu asta e strategia mea, să-l calc pe picior. Dau și la un dat îl calc. Degetul la gara și la lupta Alvarez, frate. Toată lumea ăla. Cred că se întoarce karma ușor, ușor, dacă mai intră o dată. Da, știu, mă, păi tu țopăi, mă, de-aia. Păi și ce, n-am voie să țopăi? Ba da, dar nu mai rovi la picior. Fii
fii atent, uite așa mă joc. Ba! Mama, acum vine. Îl aștept în fiecare secundă. Mama, să joacă cu mine, parcă e o pisică cu șoarecele. Dă-i, da, dă-i, dă-i și tu. Dă-i, 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 dă-i. Niciodată n-aș fost să iese aici. Mai ajuta, te rogi la Dumnezeu, George. S-a mai văzut la box tale. Paul! Nu, Paul, te vezi la... La fotbal. Haide. Aoleu. Acum trebuie să-i dau crăpțile alea, trebuie să-i dau crăpțile alea. Hai. Frumos, da, mi-a făcut. Hai. Hai. Cum ai făcut tu ca să mă șute la tine? Așa. Aici, ții pastou, ții aici și aici jos. Am văzut eu la Mayweather. Și de aici, ca but. Ții cum așa ai văzut? Da, fix așa stărute. Ești bagi umăr. Și acum căpăceală. Mă, nu-mi faci iar banană. Îmi bag iar banană. Ai făcut somn? Nu. Nu? Nu, doar la țară. Părășeam pământul. Somn. Asta. Bă, mă, nu ne-a răscut, mă, pe astea. Mă, bă, băiat. Da. Pe atâta facem. Atâta? Atâta. Ești drăguț azi. Sunt drăguț. Trebuie să-ți mai dau din bani înapoi. Da, dacă nu se poate, că... Da. Că da, și lăsat. Dar vreau să te întreb, George, cum recomanzi experiența asta copiilor care vor să se apuce de sport, dar părinții nu-i lasă, considerând că sportul de contact instigă la violență? E singurul sport pe care eu l-am practicat și care mi-a oferit o disciplină maximă. Am mai făcut sport, am mai făcut tenis, am mai făcut alte lucruri, dar mi se pare și o oportunitate bună pentru băieții și pentru bărbați în sine de ridicarea nivelului de încredere în ei. Eu am făcut într-o perioadă de depresie și m-a ajutat să recapăt încrederea. Și de masculinizare. E unul dintre sporturi care te face foarte masculin sau îți dă o doză de masculinitate, ceea ce e foarte bun pentru mulți, mulți, mulți oameni sau mulți, mulți, mulți bărbați. Deci e foarte bun. Mulțumesc din suflet, George. Eu vă mulțumesc. Nu uitați să apăsați pe zonă. Vă mulțumesc. Plăcere. Am mulțumit și... Și lor. Și lor și... Am lăsat butonul de like, puteți subscribe și vă pupăm. Bam, bam!